Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Emisiunea noastră de astăzi se desfășoară sub semnul zilelor de sărbătoare. Să începem așadar cu rubrica Cultural, pentru care am poposit la Biblioteca Tudor Flondor cu ocazia zilelor învățătorului. Astăzi, 30 iunie, la Rădăuți, are loc festivitatea de sărbătorire a zilei învățătorului, care a devenit o tradiție și o recunoaștere a acestei tradiții, care a început încă din 1923. Este sărbătorită în această zi pentru că Asociația Generală a Învățătorilor, care s-a reorganizat, a început activitatea chiar în această zi de 30 iunie, când este și ziua apostolilor, a celor 12 apostoli, în calendarul ortodox, dar și în calendarul greco-catolic și catolic. Această zi este fixată de către Asociația Generală a Învățătorilor ca să se sărbătorească și să fie unica sărbătoare pentru toți dascălii din țara noastră. Aș aminti un citat care se adresează învățătorilor, profesorilor, educatorilor și care ne îndeamnă ca nu numai în această zi, dar în tot cursul vieții de dască, să nu-l uităm. Să arzi cu tot sufletul tău pentru acei pe care îi crești, chiar de-ar fi să o faci cu tot sângele vieții tale, pe care numai tu odată o ai. Alt citat, după cel al lui Vasile Pârvan, al lui Simeon Mehedinți, care a fost alături de Asociația Generală a Învățătorilor și a luptat pentru drepturile învățătorilor și a școlii în general. Nu legea, nu regulamentul, nu cartea, ministerul, inspectorul, ori revizorul școlar fac școala, ci o faci tu, învățătorule, care zilnic te urci la catedră. În această zi, la Rădăuți, participă educatoare, învățători, profesori și invitați, pensionari și nu numai pensionari. Aș vrea să dau câteva exemple de dăruire pentru școală. Este vorba de familia Filimon, care a organizat ca bărbat această expoziție care este la intrarea în sală. Este vorba de expoziția de cusături, goblenuri, făcute de acest învățător de la școala numărul 2 Marginea. Învățătoarea Vasilovski Răduța și nu l-aș uita pe domnul Dolinski Gheorghe, care și el are tot aici lucrate cusături, tot de bărbat. În această zi suntem cu gândul nu numai la ziua noastră de azi, dar suntem cu gândul și la cei care au fost și care au pus bazele învățământului rădăuțean, care au clădit și a rămas numele lor, nu putem să uităm, Casa Învățătorului, actuala Casă de Cultură, în care se desfășoară deosebite activități, apoi Muzeul Etnografic, întemeiat tot de doi învățători, numele lor este înscris pe tablița de la intrare și n-am putea spune de cei care au dispărut, care nu mai sunt între noi, sunt foarte, foarte mulți și cărora le păstrăm o veșnică amintire. Exemplul lor este pentru noi lege, este pentru noi un îndemn și cred că tinerii, indiferent ce meserie vor alege, trebuie să fie alături de cei vârstnici, pentru că fără sfatul acestora nu se va putea clădi nimic. Vom dărâma, iar în loc
nu vom face altceva. La mulți ani pentru Ziua Învățătorului, sănătate tuturor și în special celor care acum, clasa 8-a, clasa 12-a, se pregătesc pentru a trece o nouă treaptă în viață, le dorim succes, iar profesorilor și celor care au obținut rezultate, nu putem să le dăm acum pentru că nu e momentul, dar îi felicităm și le dorim în continuare să aibă rezultate și mai bune. Unde ești tu, tinerețe, cu iubire și cu dor, cu izvor de frumusețe și cu clipe de amor? Pe atunci eram o mândră, chipieșă și visătoare, mereu sfioasă ca o sfântă și în toate iubitoare. Gândul îmi era speranță pentru viața întrecătoare, iar visarea o romanță ca o plantă floritoare. Despre firma Seragem și tratamentul prin masaj termic am mai vorbit în emisiunea noastră. Revenim astăzi pentru deschiderea oficială Seragem Rădăuț în parteneriat cu firma Thousand Mark. Domnul preotese Nicolae este autorizat de firma Seragem România și domnul Kim, care este președintele Seragem România, să distribuie aparate Seragem, să vândă aparate și să aibă acest centru, adică nu de nici decolea o firmă fantomă, este autorizat de firma Seragem România să vândă aparate și să aibă centrul acesta Seragem în Rădăuț. Și este un certificat care este făcut în Coreea, special din Coreea, este sistema acolo, cocorii din Coreea, care sunt cocorii reprezentativi ai țării, da? Și domnul Nicolae astăzi va primi această. În exclusivitate pentru televiziunea noastră, președintele Seragem a declarat. 그 오늘 방문하게 된 목적은 scopul lui aici la Rădăuț este de a deschide oficial acest centru, pentru că el fiind reprezentantul Seragemul pe România, pentru fiecare deschidere apariția lui are o însemnătate deosebită. Oamenii probabil au înțeles că sănătatea o poți pierde într-o zi, dar împreună cu Seragemul nu poți să o recapeți numai într-o zi, trebuie să ai o consecvență, iar el crede că astăzi oamenii au înțeles, deși prin privirea lor și fețele lor luminate, oamenii din Rădăuți, spune domnul Kim, sunt oameni deosebiți și cu oameni care înțeleg ceea ce înseamnă sănătatea, că este foarte importantă. Seragemul, ăsta este obiectivul nostru, practic, de a răspândi brandul nostru în toată România. Oamenii să se bucure prin intermediul Seragemului de un strop de sănătate și un strop de fericire. Brandul să fie recunoscut și respectat, iar eu cred că în Rădăuț lucrurile acestea se vor întâmpla cu siguranță, pentru că oamenii sunt deosebiți și ținutul este foarte frumos, ținutul Bucovina. Vă mulțumesc! Zilele municipiului Rădăuți au debutat în data de 1 iulie cu o reprezentație a Teatrului Național Mihai Eminescu din Botoșani. Prezentată în aer liber, lângă statuia voievodului Bogdan din centrul orașului, piesa lui Barbu Ștefănescu de la Vrancea, Apus de soare, s-a bucurat de un real succes. De când Moldova îmi ieși înainte cu mitropolit, episcop, ecumen, răzăși, boieri și țărani în câmpul de la dreptate. Și cum vru Moldova, așa vrusei și eu. Vru ea domn drept. N-am despuiat pe unii ca să îmbogățesc pe alții. Vru ea domn treaz. Am vegheat ca să-și odihnească sufletul ei ostenit. Vru ea ca numele ei să-l știe și să-l cinstească cu toții. Și numele ei a trecut granița de la Roma până la Capa ca o minune a Domnului nostru Iisus Hristos. Numele tău, măria ta! Eu am fost biruit la Războieni și la Chilia! Moldova a biruit pretutindeni. Moldova
n-a fost a strămoșilor mei. N-a fost a mea. Și nu e a voastră, ci a urmașilor voștri și a urmașilor urmașilor voștri în veacul vecilor. Sunt bătrân, bolnav, neputincios. Mantia asta e prea grea pentru mine. S-o poarte altcineva mai tânăr. Bună ziua! În ultima vreme am început să vorbim parcă din ce în ce mai puțin despre romanele autorilor noștri români. Se mai citesc cărțile acestora? Mai există scriitură în stare să provoace emoții? Dinu Săraru rămâne un prozator de forță, marginalizat însă după Revoluție, pentru apartenența sa la Partidul Comunist între anii 1977 și 1990. A scris romanele Niște țărani, Dragostea și Revoluția și Clipa, care i-au adus popularitatea înainte de 89, dar care au fost controversate pentru adeziunea la stilul romanului socialist, colectivizarea fiind cheia scriiturii, acea colectivizare făcută forțat cu ajutorul dat de Securitate. Romanul său Ciocoi noi cu Bodyguard a apărut în anul 2004, când scriitorul avea deja 72 de ani și aflase de la viață aproape tot ceea ce era de aflat. Este o poveste cu eroi de la Revoluție, cu parlamentari și consilieri prezidențiali, cu securiști și magnații ai industriei, o poveste, așa cum mărturisește autorul, care este izvorâtă din realitate, dar care rămâne poveste. Din nefericire, nici viața bibliotecii n-a fost prea lungă. Maghiernița, și atunci reparată din mers și mai mult cu muncă voluntară, păstrase viu între pereții ei și chiar în tencuiala acelor ziduri, un iz puternic de vin acrit, pe care nicio văruială nu izbuțise să-l facă uitat și el pătrunsese curând și în filele cărților încât, de la o vreme, era destul numai să răsfăiești un roman împrumutat de aici, ca pe nesimțite să te cuprindă o amențeală ciudată, parcă ai fi coborât într-un beci cu butoaie părăsite. Prin 1988, oaza de spirit fusese părăsită de o bibliotecară bolnăvicioasă, iar la ușa apăruse un lacăt prizărit, de care și un copil, dacă ar fi tras, s-ar fi deschis, însă nimeni nu se atinsese de el și după câteva luni, cine ar fi fost mai curajos și ar fi stat o secundă măcar cu urechea lipită de ferestrele acoperite cu hârtie albastră, ar fi auzit și ziua și noaptea, necontenit, concertul de ferăstraie mici al șoricimii întregii mahalale, ronțăit fericită, tomurile îmbibate de cocleala vinului răbufnind și mai acru din tencuielile bătrâne, crăpate des până la cărămida de care și ea începuse să se macine. Iată istoria pe jumătate apocrifă a coșmeliei spre care se năpusteau în acea seară igrasioasă de ianuarie, fără zăpadă, scrâșnind amenințător din frânele călcate fără nicio milă, ultimele tipuri de limuzine ce invadaseră bulevardele. Am citat din romanul lui Dinu Săraru. Dacă nu aveți prejudecăți legate de biografia autorului, vă recomand această carte. Căci nu-i așa, Ciocoii noi cu Bodyguard ne fac și nouă viața amară. Și cum îi putem pedepsi decât arătându-i cu degetul? Cu prilejul zilelor municipiului, joi, la Biblioteca Municipală Tudor Flondor, au fost lansate cărțile din istoricul preocupărilor arheologice în Bucovina, Societatea Arheologică Română, autor Petru Niculică, și Necropolele Tumulare din zona Rădăuți, în cadrul Lumii Tracogetice, de Mircea Ignat. Cărțile au fost prezentate de Dumitru Boghean de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava.
Evenimentul a avut ca oaspete de seamă pe deținutul politic Virgil Totoiescu. Invitatul a evocat câteva chipuri ilustre torturate de regimul concentraționar din România. Și-au dat concursul un grup de elevi de la Colegiul Industrial, grup pregătit de profesoara Elisabeta Marici, care a proiectat un diafilm privitor la regimul concentraționar. Carpeța asta este cea mai adânc duhovnicească, cea mai pătrunzătoare, cea în măsură să înțeleagă împreună cu toți sfinții ca ce este lăsimea, lungimea, adâncimea, înălțimea, să cunoască iubirea lui Hristos, cea mai presus de cunoaștere și să umple din toate, toată plinitatea lui Dumnezeu. Efeseni, Sfântul Apostol Pavel, 3:18-19. Dacă ai îndoiele asupra mântuirii, asupra jertfei, asupra biruirii vrăjmașului văzut și nevăzut, prin puterea credinței și a rugăciunei, dacă te îndoiești de iubirea lui Hristos și de eficiența pocăinței, această carte, acest duhovnicesc, te va convinge. Cititorul care se apleacă asupra acestei cărți nu va sfârși până a fi măcar cutremurat, dacă nu întors spre credință, căci viața lui Valeriu Gafencu și a celor ca el este un model moral și o scară de suire spre cele înalte, o chemare de stăruitoare de ieși măcar pentru o vreme din noastră în acestei vieți și de urcat spre soarele de respețe, spre răsăritul de sus, care este Hristos. Asta spune Părintele Calciu în prefață. Vara toridă se apropie și suntem tot mai des în căutarea unei terase răcoroase cu umbră bine meritată după o zi de muncă. Iată de ce Stop Cadru Rădăuțean de astăzi a ajuns la rubrica Musafir în Stop Cadru. Cui spunem bună ziua? Bună ziua, Huminiuc Doru, soția mea. Sărămâna doamnă. Cornelia Huminiuc. Am numit această rubrică Musafir în Stop Cadru, pentru că unii oameni poposesc la noi în emisiune având ceva de spus. Ați creat aici un loc extraordinar de frumos, un loc cu o terasă răcoroasă, cu umbră, cu o grădină de vară, cum se pare că Rădăuțiu n-a mai avut de mult. Ce v-a făcut să investiți în zona Rădăuțiului? În zona Rădăuțiului, în primul rând, frumusețile locului, locurilor. Rădăuțiu chiar ca și oraș, și soția spunea că la început primul impact, necunoscând, se pare un oraș adormit, dar îți dai seama după aia că nu-i deloc așa. Și împrejurimile, fiind o întretăiere de drumuri turistice, credem noi, ne-a făcut să ne stabilim aici și să punem în aplicare tot ce am învățat noi de la 16 ani jumătate de alimentație publică și turism, începând cu OJT-ul Iași, apoi prin BTT Iași. A, deci aveți o tradiție în alimentația da, publică. Da, mult. Lucrăm de foarte mult timp, apoi am lucrat 20 de ani în străinătate, ne-am întors din străinătate direct aici. Se spune că oamenii pleacă în străinătate cu ideile lor și se întorc de acolo cu ideile străinilor. Ați furat ceva de la ei? Se poate spune că am furat sau ne-a fost impus prin ritmul de lucru, să spunem, seriozitatea și responsabilitatea în muncă. Ce oferiți rădăuțeanului care poposește aici? Oferim cazare, oferim un ambient plăcut, oferim servicii de calitate, oferim bucătărie care vrem noi să fie mai specială prin felul, prin simplitate. Adică am văzut de la reclame și până la foarte multe alte localuri, bucătărie tradițională. În afară de bucătăria tradițională, mai veniți cu altceva? Da, încercăm să ne prezentăm cu bucătăria, așa zis, faimoasa dietă mediteraneană. Noi am stat mult în sudul Italiei, iar de acolo am învățat să facem produse simple, din produse din materie primă simplă, care la urmă, la sfârșit de lucrare de produs, dă ceva foarte simplu, foarte gustos și foarte sănătos, cu foarte puțin foarte puține grăsimi animale, cu mult, să spunem, ulei de măsline, grăsimi vegetale, dulciuri de bucătărie
mult mai ușoare. Cine gătește? Aveți un bucătar expert? Gătește soția care ia... Deja am intrat în domeniul bucătar. Da, da. Câteva, nu rețete, câteva titluri care s-ar regăsi în meniul dumneavoastră, ceva mai deosebit. Parmegianul de dovlecei, care de fapt se folosește dovlecei și cașcavalul, se face la cuptor, nu se prăjește. Avem punguța cu ciuperci, care folosește ciupercile. Și șampignon. Și care se bucură de o foarte bună apreciere, am observat, din partea consumatorilor. Folosim pește în meniu, carne de vită, care e foarte sănătoasă, tot la fel. Încercăm ori pe grătar, ori la cuptor făcută. Carne de porc numai la cerere. Cam mai peste tot în lume, stropite din plin cu vinul casei. Ce fel de vin oferiți? Văd aici aveți la umbră un butoi care are și răcitorul propriu. Da, este vorba despre un butoi cu izolație interioară, cu motor răcitor de desubt, un butoi care poate imposta temperatura care o dorești, fiind vorba despre un vin alb acum înăuntru, i-am impostat temperatura la 4 grade, motorul, precum vedeți, merge încă, se declanșează automat, iar eu am vin, chiar dacă țin butoiul în soare, vinul dar rămâne... Ce fel de vin? Vinul acum înăuntru este un murfatlar alb foarte bun și o să vă invitați pe cei care ne privesc să guste. Să guste murfatlar rece la temperatură. Am vorbit de terasă, am vorbit puțin de bucătărie, de preparatele deosebite care le-ați pregătit pentru rădăuțeni și urcăm încet, încet la nivelul superior a clădirii de la pensiunea Blumen. Da. Hotelul nostru oferă un număr de 9 camere, inclus aici un apartament foarte bine dotat, o cameră pentru copii foarte bine dotată, cu PlayStation, cu ambientul pentru copii, cu picturi la mână pe pereți din Walt Disney, camere cu moderne, cu televizoare, flat peste tot, internet înăuntru, wireless, tot confortul. Deci, confort? Puteți numi lux? Nu l-aș numi lux. Eu aș denumi toată activitatea noastră un 4 stele, dar cu un 3 stele, un 3 stele, cu servicii de 4 stele. Nu un lux, un lux pretențios, e dificil să poți clasifica lux. Nu, lux nu, nici nu cred că e cazul, nu, lux nu. Muzica. Trebuie neapărat să vorbim și de muzică, pentru că eu personal am rămas impresionat de calitatea sunetului și ceea ce ați selectat să oferiți clienților care calcă pragul terasei de la Blume. De ce această muzică? În primul rând pentru că e o muzică frumoasă. Sunteți patriot? Da. E un pic, nu, când spui sunt patriot, toată lumea spune, desuiet, spui, da, eu sunt patriot. Și de asta ați ales muzică românească a anilor trecuți? Și din asta și prin faptul că e foarte frumoasă și mulți apreciază. Sunt clienți care apreciază foarte mult. Bănuiesc că puteți închiria această terasă doritorilor pentru diverse... să spunem, petreceri de grup, petreceri private. Da, da, bineînțeles. Organizăm mese în restaurant, organizăm mese în grădină, organizăm mese pe terasă, organizăm team building-uri pentru firme. Pentru firme. Organizăm și acel faimos happy hour, care cum îl făceam dincolo, e practic o întâlnire între orele de mese, o întâlnire chiar de afaceri sau un moment de recreere a omului de afaceri, în care noi organizăm un bufet rece de obicei, iar singurul produs care ne-l plătește e paharul de vin. Paharul de vin, plătește un pahar de vin și poate mânca oricât dorește. Dar acest produs e o gustare, nu e un produs, nu punem produse grele de bază, da. E tot o gustare, un bufet rece în care el bea un singur par de vin și poate gusta orice, fiind perioada între mese. Am înțeles. Acum
am dat o idee probabil concurenții. Am ajuns și la... Vă sperie concurența? Nu vă sperie. Nu, e benefică concurența, nu sperie. N-ar trebui să sperie pe nimeni. Concurența... Da, am ajuns la prețuri. Sunt prețurile de la pensiunea Blumen de speriat pentru... Nu. Omul vede atâta frumusețe, răcoare, eleganță. Și când vede omul toate astea... Se sperie, spune că trebuie să fie scump așa ceva. Nu. Suntem prețuri, avem prețurile pieței, am confruntat multe prețuri din zonă și suntem chiar un pic sub prețul pieței, având în vedere că trebuie să avem o perioadă promoțională de prețuri. Zilnic toată media vorbește despre criză. În situațiile în care omenirea se confruntă cu o criză, dumneavoastră v-ați găsit să investiți. Regretați? Nu. Nu regretăm. Este un bun moment să investești? E cel mai bun. Cel mai bun să investești dacă acum. Dacă ai cu ce? Dacă ai cu ce, da. Păi e obligatoriu, impune. Să investești, să ai cu ce. Aveți noi suntem la primul extindere? Da. Noi suntem aici și pentru faptul că în zonă, pentru că suntem în derularea unui proiect mult mai amplu, a unei pensiuni în Vatra Dornei, în care o să... Se va numi tot Blumen? Nu, se va numi, să vă spun cum? Da. Se va numi Tinerețe fără bătrânețe și va avea ca specific... Viață fără de moarte. Da. Va avea ca specific, exact, va avea ca specific și exterior și interior basmul românesc. Complexul se va numi... Dumbrava minunată, pensiunea în sine, Tinerețe fără bătrânețe, unde nu va fi simplu restaurant care oferă numai produsul, dar va fi și muzică românească, zâne care ating deci, clientul. Ușor, până la urmă, totuși mențineți ideea de patriotism. Da, și mă bucur că am posibilitatea să o fac. Mă gândeam acum dacă regretați că v-ați întors după atâția ani de muncă în străinătate, dacă regretați că v-ați întors în România. Nu, categoric nu. Nu e ușor acum. Noi, câți ani ați trăit în Italia? Din 90, din februarie 90 până acum. Câți ani? Sunt. Și? Am lăsat acolo activitatea, acolo am lăsat casa, acolo totul, proprietate, vă dați seama. Am lăsat un copil care a rămas acolo pentru că s-a cumpărat casă, tot celălalt a venit cu noi. Sperăm prin activitățile noastre de aici să-l atragem și pe altul și să ne reunim. Da, vă mulțumesc pentru că ați fost astăzi gazdă ospitalier aici la pensiunea Blumen. Vă mulțumesc pentru răcoarea care ne-ați oferit-o și pentru discuția care am purtat-o. Și telespectatorilor le spun în încheiere, veniți la pensiunea Blumen pentru că e răcoare, e ieftin, e elegant și e bine. Așteptăm. În programul manifestărilor, organizate cu prilejul zilelor municipiului, am descoperit cu plăcere o seară de film. Deși în Rădăuț nu mai există de mulți ani cinematograf, numărul spectatorilor a fost redus. Producția germană Podul de Flori, semnată de Thomas Ciulei, fiul reputatului regizor, este unul din cele mai bune filme românești ce radiografiază societatea de astăzi. De ce Podul de Flori? Ne spune Florin Hergelegiu. Am ales un film să fie premiat la Festivalul Internațional de la București. Sincer să fiu, au fost și de rațiuni economice, pentru că l-am primit gratuit, nu plătim taxe de difuzare, în speranța de a reedita cinematograful de Rădăuți. Cred că este pentru prima dată, sau nu mi-aduc aminte să mai fost film de curând în Rădăuți, probabil lumea s-a dezobișnuit. Cred că totuși atât merită vin la filmul din seara aceasta. Va fi o critică de film, o discuție pe baza acestui film? Văd că ați adus un film documentar și nu un film artistic. Da, v-am mai spus, este numai de rațiuni economice, nu este un film cu efecte speciale, un film care să creeze senzații. Cred că reprezintă totuși o radiografie a societății în care trăiesc. Chiar dacă acțiunea se petrece în Republica Moldova, sper să aibă cori profunde în sufletele cetățenilor.
Unul din ecourile care ar trebui să existe asupra Casei Municipale de Cultură sau a Direcției Nou Înființate pentru Cultură și Culte ar fi ca viața cinematografică să renască în Rădăuți. Pot spera rădăuțenii că vor avea din nou un cinematograf care să funcționeze poate chiar și în Casa de Cultură, de ce nu cu o sonorizare 3D? Ca pasărea Phoenix pentru reînființarea cinematografului, dacă putem spune așa, am găsit o parte din panoul fostului cinematograf în podul Casei Germane. Ne gândim la aceasta, sperăm să prindem contracte pentru așa ceva. Trebuie de studiat clar piața, ce oferte sunt și ce posibilități avem să plătim drepturile de difuzare. Posibilitățile materiale a Casei de Cultură există? Dar sunt limitate. Noi am trecut vărsatul de vânt, au volit și Alexandra și Maria, a revenit, vine gripa. Multe școli sunt închise în tot județul, în tot raionul și cred că o să vină și la mine. Cel mai pericol care mă paște la moment este că nu pot să mă duc cu ei la medic și din cauza febrei mari și din cauza situației cât medicul la departare. Dar cel mai mare pericol, că eu să nu mă îmbolnăvesc, altfel cine o să îngrijească de ei? Mămica lui. Asta e tot ce pot spune la moment. De cap așa, așa, la tata. Ei, este modificarea asta. Eu zic mai și așa, știi? De atât au dat pe mine, la fapt, nu te vezi cu tine. Așa. Ia deschide oglinda.
În momentele ce urmează, vă invităm să urmăriți secvențe din ședința festivă a Consiliului Local, decernarea titlului de cetățean de onoare, întâlnirea primarului cu delegațiile oaspeților sosiți la Festivalul Arcanul, Târgul Olarilor și alte evenimente prilejuite de sărbătoarea municipiului. Bună dimineața și bine ați venit la ședința noastră festivă. Aș vrea, în primul rând, să invit în prezidiu sau la masa noastră pe domnul primar de la Drochea. Este un invitat al nostru, un oraș înfrățit cu municipiul Rădăuți. Și dacă mai avem primari de la alte localități sau municipii. Președintele la Cernăuți, vă rog și dumneavoastră să veniți. Da, astăzi în sală avem invitați din orașe înfrățite, din alte țări. Avem consilieri, în primul rând, de o ședință festivă și consilierii locali trebuie să fie prezenți. Avem directori de la departamentele din primărie, avem directori de la școli, directori de la bănci, dar nu prea să văd aici, probabil într-un an de criză, directorii trebuie să fie atenți cu băncile lor. Eu vă mulțumesc foarte mult și dau cuvântul președintului de ședință, domnului consilier Renciuc Daniel. Mulțumesc foarte mult, domnule primar. Așadar, astăzi suntem la o ședință deosebită, la o ședință extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Rădăuți. Suntem într-un moment deosebit, prilejuit pe de o parte de Zilele Rădăuțului, o manifestare pe care an de an ne străduim să o facem cât mai frumoasă și mai reprezentativă pentru municipiul nostru. Astăzi avem la această ședință, care este în mod firesc una deschisă, și reprezentanți dragi sufletului nostru, care vin din Bucovina, din partea de nord, care vin din Basarabia. Și atunci sigur că emoția și, dacă vreți, sărbătoarea noastră este cu atât mai mare. Prin urmă, importanța Festivalului Internațional de Folclor, Arcanul. Aceasta este strâns legată de activitatea Casei de Cultură, care ani buni a fost condusă de profesorul Mircea Băncescu. Acesta a fondat și a format o formație de dansuri populare, Florele Bucovinei, care există și astăzi. Prin rezultatele obținute la diferite concursuri în țară, această formație este recomandată la participarea festivalului internațional pe vremea aceea din Germania, Polonia, Lituania, Cipru, Turcia. De aici s-a născut și ideea de a chema și la noi, nu a reprezenta Bucovina prin această formație și România implicit în cadrul Festivalului Internațional de Folclor, dar și de a face cunoscută celorlalți zona Bucovinei. În anul 1992 are loc prima ediție a Festivalului de Folclor Internațional Arcan. De-a lungul timpului, Rădăuți a fost diferite formații și aș vrea să menționez țări care au văzut și au vizitat Bucovina prin intermediul Festivalului de Folclor Internațional Arcan. Și aș enumera Anglia, Franța, Grecia, Turcia, Cipru, Israel, Macedonia, Ungaria, Bulgaria și Ucraina. Tot în cadrul zilelor municipiului Rădăuți avem și Târgul Olarilor, Ochiul de Băun. Aceasta este strâns în cadrul de activitate Muzeului Etnografic. Aș vrea doar să menționez câteva localități celebre prin Olarit, care s-au deschis prin Olaritul lor, care au participat de-a lungul timpului la Rădăuți, la Târgul Olarilor, Ochiul de Băun. Și aș menționa următoarele localități. Oboca și Romana din județul Olt, Costești, Argeș, Halmagel din județul Arad, Mihăileni și Teleapoi din județul Botoșani, Borut din Mircreanciuc, Vidra și Irești din Brancea, Orezu de la Vâlcea,
Baia Mare, Cioplan, Pisc din Ilfov, Dumești din Vaslui, Schitul Stavic din Iași, Brănștea din Galați, Dej, precum și din Republica Moldova și Ucraina, și Centrul Cosovo, care continuă tradiția cunoscută ceramici de cuti. Cam acestea câteva cuvinte despre Arcanul și Târgul Olarilor, locul de pomul. În primul rând aș vrea să salut în rândurile noastre prezența domnului Duchean și a domnului Fasolă, președinte la partide. Totodată aș vrea să mulțumesc încă o dată invitaților și sper să vă simțiți bine în municipiul Rădăuți. O să fim o gazdă pe măsură. În care loc, domnul primar ne-a prezentat și delegația, vedem aici, avem 4 membri din Rochea. Nu știu dacă lucrează în primărie sau sunt director de instituții. Și ce vreau să mai vă spun, ca să fiu scurt, mulțumesc cu domnul Florin Cărcheleciu pentru organizarea zilor municipiului. Mulțumesc domnului consilier Tobăș, că s-a implicat în acțiunea de la de duminică, care a fi la Ierbelie, la Ierbelie. Și tuturor vă urez o distracție plăcută. Să ne întâlnim cu toții în aceste acțiuni, la aceste acțiuni, să participăm cu toții. Și bineînțeles că vreau să sunt onorat pentru a mâna titlul de cetățean de onoare al municipiului Rădăuți, doamnei Dumitrescu, și o invităm, dacă e posibil, să vină aproape. Și în special domnului Corneliu Cârdeiu și Luigi Bărăgoi, pentru a fi promovat acest produs și în ultimul rând rădăuțenilor care au luat cu ei oriunde au plecat ciorba rădăuțeană. Această diplomă înseamnă pentru mine recunoașterea celor 45 de ani de muncă în slujba turismului bucovenean și a rădăuțenilor. Vă mulțumesc mult! Bine ați venit în municipiul Rădăuți. O să vorbesc cu întrerupere că avem translatori, să aibă timp să traducă. Fac și o prezentare a domnului consilier Renciuc Daniel, care este director al județului, a regiunii Suceava la cultură și organizatorul acestei acțiuni a fost domnul Florin. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie na piękny festiwal w Rumunii. Mulțumesc mult pentru invitația la acest frumos festival din România. Przyjechaliśmy z centrum Polski, z regionu najbardziej kolorowego, jeśli chodzi o folklor. Suntem din centrul Poloniei, dintr-o zonă foarte diversă în ceea ce privește folclorul. Bardzo się cieszymy, że możemy tutaj wystąpić, pokazać, co potrafimy i spotkać się z innymi narodami. Se bucură foarte mult că au posibilitatea să arate folclorul dânsului și s-a dat toată silința să arate tot ce știu și ce e reprezentativ. Și au mulțumit mult pentru că au posibilitatea să ia contact și cu folclorul din alte țări care sunt prezente aici. Dziękuję bardzo.
Jesteś pierwszy raz tutaj? Pierwszy raz. Dobra. Będzie. Rog delegacja să vină să stați numai puțin și delegația, vă rugăm, să cunoaștem delegația. Bardzo serdecznie dziękujemy i również chcemy przekazać Dagmarę w miniaturce. Mam córkę. Dobra. I prosimy za dzień. Koszulka taka jak moja. Italia. Grupul se numește Taranta Calabra. Sunt toți din Torino, dar surprinzător sunt calabrezi, emigrați la Torino ca toți românii care lucrează acolo și care, ca și noi, doresc să-și mențină cât mai vii tradițiile, cultura, limba. Alături de noi am invitat anul acesta doamna Anabel Pieri, care este reprezentantul primăriei din Torino și reprezentantul bibliotecilor centrale din Torino, venită la Rădăuți cu intenția de a crea o colaborare culturală între Rădăuți și Torino. Domnul Bruno Lanteri, președintele Asociației Armonia, asociația muzicală care se ocupă de aceste grupuri artistice, și el directorul del giornale Obiectiv, che è sparito proprio. Il direttore del giornale rumeno, direttorul ziarului românesc și italian Obiectiv, Gianni D'Amelio. Este un ziar care apare de 2 ani la Torino, în limba română și în limba italiană, de 2 ori pe lună, cu un tiraj de 10.000 de ziare la fiecare ieșire. Noi am adus cu noi omagiu primăriei din Torino pentru domnul Arean, care cu amabilitate ne ospitează și anul acesta. Toate cadourile le dăm după. Avem 4 scrisori din partea 4 primari din Italia pentru dumneavoastră, cupa orașului Torino, pe care sperăm să le primiți cu plăcere și sperăm din tot sufletul să reușim să aducem cât mai curând Rădăuțul la Torino într-un schimb cultural. Dau cuvântul domnului Lanteri, care va prezenta și cei doi nobili. Sunt costume nobiliare tradiționale regiunii Piemonte, costume istorice pe care noi am vrut să le prezentăm și celor de la Rădăuți anul acesta. Bene, ringrazio tutti per l'accoglienza, evidentemente. Purtroppo capisco un poco romeno, ma non lo faccio. Ringrazia per, mulțumește pentru primire. Înțelege un pic românește, dar nu reușește încă să vorbească foarte bine. Sperăm că în 3 zile mai învață ceva. Certo. Abbiamo la rappresentanza del Piemonte, perché veniamo dalla regione Piemonte. Noi reprezentăm regiunea Piemonte. E questi sono i principi di Savoia. Cei doi reprezintă casa nobiliară de Savoia, casa regală de Savoia. Per rappresentare il Piemonte abbiamo scelto volutamente un gruppo del sud Italia. Am ales intenționat un grup din sudul Italiei. Per dimostrare. Pentru a demonstra. Il capogruppo del gruppo. Il conducătorul grupului. Per dimostrare che la convivenza e la solidarietà tra i popoli è possibile. Pentru a demonstra că a trăi împreună pentru diverse popoare este posibil. E quindi è molto importante mantenere le radici e le proprie tradizioni. Este foarte important să ne menținem rădăcinile și propriile tradiții. Această cupă este un omagiu din partea președintelui regiunii de Torino. Deci, istoria Torinului în 2 volume. N-am terminat încă. Mai sunt aici câteva lucruri pe care le lăsăm cu plăcere. Două ziare Obiectiv. Gianni, felicitări. Felicitări, Gianni. Grazie. Mulțumim grupului din Italia. Aplauze pentru grupul din Italia.
să prezint grupul din Lefkoșa, Cipru, domnișoara coreografă Hatice and, și directorul domnul Ali. Și o să vă spun el câteva cuvinte. Evet, özellikle biz Türk Cumhuriyeti, Lefkoşa Folklor Derneği olarak burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Suntem foarte bucuroși că asociația noastră de Nicosia, suntem aici, la Rădăuț. Vă mulțumim pentru primirea călduroasă. Rădăuț'ta bu yıl üçüncü defa gelişimizdir. Rădăuț'taki dernek, Kültür Derneği. Este a patra oară când venim la Rădăuț. Ne simțim ca de fiecare dată foarte bine. Suntem ca frații cu Casa de Cultură de aici din Rădăuț. Buradaki birçok dostumuzla birlikte olmaktan büyük mutluluk duymaktayız. Avem foarte mulți prieteni aici și ne bucurăm de fiecare dată când venim aici la Rădăuț. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lefkoşa Folklor Derneği Kıbrıs Türk halkının oyunlarını sahneleyecek. Umarım herkes beğenir. Grupul nostru va dansa mai multe dansuri turcești cipriote și sper să vă placă foarte mult. Au niște dansuri, vreau să vă spun să completez, au niște dansuri foarte interesante. Am mai văzut și acum 4 ani, când a fost ultima oară. Önümüzdeki Ağustos ayında da Kültür Derneği'ni Kıbrıs'taki festivale davet etmiştik. Onlar da oraya gelecekler. Sayın Başkan'ın da birlikte gelmesini büyük bir heyecanla bekliyoruz. În august am un festival în Cipru, grupul de la Casa de Cultură va merge acolo și speră domnul director din sufletul să mergeți și dumneavoastră cu ei, să îi vizitați în Cipru. Burada bulmaktan tekrar mutluyuz. Teşekkür ederiz. Suntem încă o dată bucuroși că ne aflăm aici și vă mulțumim absolut pentru tot. Și eu vreau să te mulțumesc și sper să se simtă bine la noi. Dacă sunt a patra oară, înseamnă că și-au făcut și rude, probabil, pe la noi. Am văzut că dumneavoastră te aduceți din engleză în turcă. Eu am fost anul trecut în Girne. Cioc, chiuze, da. Foarte frumos, vă mulțumim și sper că rădăuțenii să le placă programul dumneavoastră. Vă mulțumim și noi. Sper să vă placă. Deci este asta cu foto de mână. CD, deci un CD cu muzică specifică. Specifică, da. Și asta este din partea domnului. Suntem în perioada de criză, spus. Bună ziua, dumneavoastră, domnule primar, și la toți oaspeții al Rădăuțului. Cazanții Cvetanca Arsuvă, sunt coreograf în folclor în Mă numesc Cvetanca Arsuvă și sunt coreograf la ansamblul tineret, de tineret Bogovița, la Sredeț Sofia. Читалище Средец. Каса де култура Средец, София. Ансамбъл ни се състои от много ентусиазирани младежи и девойки, с които обикаляме света и се опитваме да носим посланието за мир и дружба между всички млади хора. Ла ансамбъл ностру съм презент тинер дин дженуа ачеста, аша е де ентусиаст и фрумош, cu care purtăm gloria dansurilor și ritmurilor populare și sperăm că peste oriunde peste mergem, suntem bun venit.
В Румъния сме за първи път и сме много приятно изненадани от живота, който кипи тук в града. Съм в Румъния pentru prima dată și suntem foarte surprins, în mod pozitiv și sperăm că ne vom simți bine și petrecem zile frumoase aici. Благодарим ви за поканата. Vă mulțumim foarte mult pentru invitație. Simona și Angel și conducătorul nostru, domnul Zăpreanov, care este președinte firmei Zăpreanov Travel. Sunt foarte mulțumit că prietenia între Rădăuți și Cleboca, să știți că noi trăim, nu, pește Siretul, și suntem mijlegeși, și cultura între Rădăuți și Cleboca, în tătanul, e mai puternică și mai puternică. Vreau să-i mulțumesc din toată inima, хочу и за свого серця подякувати примарю за те, що він запросив нас на фестиваль, що ми в прошлому році йому дуже сподобалось. Я вреу все мулсумець для тота інима де парти колективу із вражді Глибока, родовну примарі, кану трикуті амплакут, що домнялой я інвітат, що нам ачест. Vă mulțumim de toată inima. Prezentați delegația. Să nașă ucraincă, a ucraincă tot e lecarstă. Sincer, am primit și anul trecut una, dar... Fără lecarstă, fără de leacole. Dați da cu leacole. Vă mulțumim foarte mult, sper să vă simțiți bine. Ne cunoaștem și vă așteptăm și la anul și toată înainte. Prin delegația din Raionul Drochei, Republica Moldova, noi prezentăm cultura satului Pelenia. De fiecare an, drochienii vin cu formație din diferite sate. Ne promovează pe fiecare pe rând să nu rămânem în supărări. Deci noi suntem din satul Pelenia, un sat cu aproape 10.000 de locuitori, liceu, gimnaziu, muzeu, biblioteci, două și mai sunt. Da. Vă mulțumim pentru invitație, vă mulțumim pentru primire. Suntem ansamblul Pelenița, dintre patru formații de copii și adolescenți. Eu sunt coreograful principal al formației, domnul este directorul formației și a casei de cultură. Prin prezența noastră vă aducem cele mai frumoase salutări din partea primarului și un primarul din Pelenia, dar la dumneavoastră delegație este primarul din Drochia. Vă mulțumim pentru primire și sperăm să placem și să vă onorăm cu programul nostru artistic. Pentru coreografii din țările care suntem prezenți, vă aduc cele mai frumoase salutări pentru munca care o depuneți dumneavoastră în a duce estafeta culturii și de a ne întâlni la festivalurile internaționale, cot la cot, umăr la umăr. Sperăm ca tinerii noștri să se împrietenească. Noi, de aseară, ne-am împrietenit cu Cipru, am făcut o coră lungă, lată și cam gogonată. Vă mulțumim! Da. Iată un prilej de a vă cunoaște între țări, între obiceiuri, între grupurile respective și, cum spune doamna, și o mică distracție binevenită, nu? Da. După atâta muncă. Vă mulțumim foarte mult și vreau să vă spun că sunt frații noștri. Avem și primarul din Drochia ca și invitat și musafirul municipiului Rădăuți. Au fost și anul trecut și așteptăm și la anul. Sper să vă simțiți bine. Vă mulțumim! Bună ziua! Între timp au mai soțit și alți distinși invitați. Sigur că întotdeauna intervin diverse motive, dar nu ăsta lucru cel mai important. Ne bucurăm că în final toată lumea a venit. Vă invităm să
vizitați, să vizionați, să vă impresionați și să constatați că în Pinacoteca Muzeului Samuel și Eugenia Ionesc din Rădăuți se află piese de o valoare extraordinară. Vă spun acest lucru că în calitate de iubitor al artei, al culturii, al istoriei, în calitate de director al Direcției Județene de Cultură, Culte și Patrimoniu Național Suceava, noi intenționăm ca în colaborare cu Primăria și Direcția de Cultură a Municipiului Rădăuți să clasăm piesele din muzeu, din patrimoniul muzeului, pentru că aici sunt piese de o valoare extraordinară. Vreau să vă spun că puține sunt muzeele care se pot lăuda cu asemenea valori. Nu întâmplător, astăzi aici, în dreapta mea se află domnul consilier superior de la Direcția de Cultură Suceava, George Burac. Dumnealui este expert în bunuri culturale mobile. Da? În paranteză fie spus, nu pleacă nimic sub formă de expoziție sau alte destinații în afara portarelor țării, deci în străinătate, fără să aibă avizul Direcției de Cultură. Se prezintă la domnul Burac și noi îi dăm certificat de export definitiv sau temporar.
Să se facă fustă rog! Ne faie de pic în timpul!
Yeah!